Presiunea se va răci în majoritatea regiunilor și se va menține așa în următoarele două zile. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperatura maximă va fi de 7 grade Celsius, iar cea minimă de minus 12. Cerul va fi variabil cu unele norări seara și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Astfel, temperaturile maxime vor fi la limita pragului de îngheț în regiunile estice, sudice și centrale. Miercuri la Giurgiu se anunță vreme foarte rece, mai ales dimineața, iar în termometre se vor aduna cel mult 3 grade Celsius, iar șansele de precipitații vor fi minime. Astfel, la Bolintin, Mihăilești, Ghimpați, Hotarele, izvoarele Comana și Giurgiu se vor înregistra cel mult 3 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 10 km pe oră din direcția sud-sud-est. Presiunea atmosferică va fi de 779 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere, cu 1-3 cm, cota probabilă 246 cm. Umiditatea aerului va fi de 87%.